Ia, dragi prieteni din balanță. Haideți să vedem la balanță pentru luna august în general. Haideți să vedem. Balanță, da? Servici, fără servici, bani, pereche, singuri și sănătate. Balanță, da. În timp ce eu amestec, să vă uitați, să vă gândiți, de fapt, la ce vă interesează. O să extrag și câte o carte din Lenormand. Hai să vedem. Deci, serviciu sau afacere, fără serviciu, bani, parteneri, singuri și sănătate. Prima dată, cei cu serviciu sau afacere. Păi ce aveți dumneavoastră așa rău la serviciu? Balanța. Ce e asta? Aveți un necaz cu o persoană din rac, scorpion sau pești. Persoana asta vă face rău, vrea să vă termine, adică vrea să, nu știu, să vă facă rău. O să vă facă rău. Să fiți atenți în jur. Cine este? Este o persoană așa, cam până în 45 de ani. Și o să reușească oare să vă facă rău? Păi... fiți atenți, puteți găsi despre această persoană un secret cu care să-l atacați, să atacați această persoană. Arată că vrea să vă distrugă, nu știu, afacerea, nu știu. Sau poate așa vă simțiți dumneavoastră, un pic într-o situație mai gravă, ceva dureros. Sau plecați dintr-un serviciu definitiv. Sau terminați o afacere, sau plecați dintr-un serviciu, ceva se întâmplă. Așa vă văd că plecați, că se întâmplă ceva. Și vă mai văd aici o persoană din gemeni, balanță sau vărsător, care nu respectă regulile, care este, are numai ideile lui, se ia numai după ce vrea el. Dar mai poate însemna că și dumneavoastră în secret căutați să faceți altceva, de să faceți o altă afacere, să creați ceva nou, idei noi, să explorați intelectual ceva nou, un nou contract de muncă, asta e sigur. Un nou contract de muncă semnat sau o nouă afacere, ceva nou. Ceva ce a fost, ce a fost, nu va mai fi, să știți. Nu va mai fi. Pentru cei care nu aveți serviciu sau nu aveți nimic afaceri, serviciu, țineți foarte mult de niște bani care îi mai aveți. Dar să știți că o să aveți serviciu repede. Repede o să aveți serviciu. Poate ar trebui să plecați undeva, vă mutați din oraș sau din ca să aveți acest serviciu, ca să mergeți. Stați și cântăriți, oare să merg, să nu merg. Arată că o să câștigați mult mai mulți bani în acest serviciu în care mergeți. Dar eu zic că mergeți până la urmă. Mergeți la alt loc de muncă și repede, repede se va întâmpla,
Gândiți în mare, o să aveți succes, dar arată și că vă faceți mai multe proiecte cu mai multe persoane. Și apoi o să trebuiască să alegeți care proiect să-l faceți, că aveți mai multe în minte, mai multe idei, mai multe ceva mai mult să faceți, da? Asta vreți dumneavoastră. Și o să faceți proiectele și proiectele care le faceți astea, cât de multe sunt, toate vă aduc bani. Probabil o să le începeți pe toate. Acum, de exemplu, stați cu ceva ce aveți și țineți foarte strâns. Poate fi un proiect, o afacere, un serviciu care îl găsiți temporar sau așa vă gândiți. Mă, eu încerc să fac asta și după aceea o să mă extind sau o să am alte idei și vreau să fac asta și asta. Așa vă gândiți. Dar tot ce faceți, să știți că o să vă aducă mulți bani. Și serviciu și venituri, de venituri, da? Haideți să vedem puțin la bani. Uite ce triști sunteți, trist. Cu banii nu prea bine. Așteptați o schimbare, așteptați o decizie, ca și când ați fi, ca și când ați fi, ați așteptat o decizie juridică sau ceva, dar o să vină, o să vină și o să câștigați bani, o să fie de partea dumneavoastră. Banii ăștia care îi câștigați. Multă lume între, multe persoane care ar putea să vă facă rău, dar parcă dumneavoastră vreți să vă retrageți, vă simțiți că nimeni nu vă ajută, nimeni nu vă dă o mână de ajutor, nu vă dă când aveți nevoie, că aveți multă experiență, poate nu găsiți serviciu care îl doriți. Deși aveți multă experiență și la asta vă gândiți câteodată, asta văd eu. Dar să știți că, de exemplu, văd pe unii care încearcă, fac altceva, de exemplu, să duc la un curs sau mergeți la un schimb de experiență, cereți ajutor, primiți ajutor până la urmă. Sau pur și simplu dumneavoastră tot ce aveți folosiți ca să ajutați pe alții. Ca să faceți asta, să faceți casa aia, să ajutați pe mama, pe copii, pe nu știu cine, da? Asta faceți. De asta nu prea vă văd bine cu banii. Pentru că așa, nu este... Dacă tot ajuți, ajuți, da. Până la urmă arată că o să ajungeți într-un echilibru cu banii, dar o să fiți foarte rău prima dată. Adică cheltuiți foarte mult, rămâneți fără bani, dar după aceea vă vin iarăși bani și iarăși o să aveți echilibru până la urmă. Așa. La perechi. Uitați cum vă ia persoana iubită în brațe și pleacă cu dumneavoastră. Tot ce vreți se împlinește în dragoste, în perechi. Uite ce șansă mare. Vedeți ce șansă, ce legătură strânsă aveți unul cu celălalt. Cred că e cea mai bună asta etalare. În dragoste pentru perechi sau pentru persoanele care aveți relație. O să aveți o mare dragoste cu cineva. Pe cine iubiți? Dacă sunteți căsătoriți, rămâneți căsătoriți pentru totdeauna. Cu cărțile astea. Foarte bune cărți, să știți. Ceva schimbări, dar în foarte bine. Energie. O să aveți un plan sau aveți ceva de gând. Se împlinește. Faceți ce vreți pentru că se împlinește. Ce aveți de gând, faceți. O să împărtășiți această dragoste, vi se împărtășește dragostea, aceeași dragoste simte și el și ea. Unire, uniune puternică, emoții la fel, dragoste. Sunteți și foarte spirituali, deci ambii simțiți la fel, vă iubiți foarte mult. Mergeți într-un concediu. Aveți mai multă încredere, mai multă siguranță unul pe celălalt. Acum nu vă mai certați la fel. Totul,
Totul va fi mult mai bine. Mult mai bine. Deci o împlinire, dacă încă nu sunteți căsătoriți, vă căsătoriți. Dacă încă nu stați împreună și aveți doar așa relație, o să stați împreună. Dacă, de exemplu, aveți cheia la inima unui celuilalt, la celălalt, cheia inimii. Și reușită vă stă, reușită, împlinire, succes. Cei care nu aveți relație, păi da, o să aveți, sigur, o persoană din berbec leu săgetător. Sau o persoană din rac, o persoană din scorpion sau pești. Cu multă dragoste, multă dragoste. Împlinire în dragoste. Vine în sfârșit acea dragoste pe care o așteptați. În sfârșit vine. Asul de cupe. Dacă n-ați întâlnit-o sau nu l-ați întâlnit, o să-l întâlniți. Arată că sunteți deschiși pentru dragoste, că atâta dragoste o să aveți că parcă nu o puteți ține, o să dea peste. Deci o să aveți foarte multă dragoste, foarte multă împlinire. Pasiune, ca și când ar fi o dragoste de la Dumnezeu, o dragoste divină, o dragoste divină. Ambele arată dragoste divină, ambele cărți. Și Asul de Cupe și Îndrăgostiții. Îndrăgostiții este o carte foarte bună. Cum să zic, o împlinire, o bucurie mare o să aveți, o bucurie mare, pozitiv. Asta se va împlini rapid, rapid. Cam într-o lună, luna asta, august. Dacă n-ați întâlnit sau nu știți, nu sunteți, o să fiți siguri, o să întâlniți sigur pe cineva. Haideți să vedem la sănătate. O, soarele și moartea. Ce aveți? De ce sunteți bolnavi? Ce vă doare? Aveți ceva? Nu știu. Faceți excese? Ori, nu, beți prea mult sau, nu știu. Faceți ceva excese de băutură, de droguri, de țigări, de nu știu, și o să vă afecteze un pic sănătatea, dar nu pățiți nimic. Iese soarele, dar vedeți moartea aici. Moartea este o schimbare de sănătate în rău, pentru că aici ăsta e un dezechilibru, un dezechilibru în corp. Poate fi de energie, de nu știu, ceva în corpul dumneavoastră, la sânge, la hormonal, nu știu, ceva va fi. Ceva este deja, deci aveți ceva. Dacă mergeți la medic, mergeți la un doctor, văd că poate să aveți o operație. Unele persoane, nu toată lumea, da? Poate mergeți la un doctor, faceți o operație, faceți analize. Tăieturi. Moartea înseamnă tăieturi, ceva se întâmplă, ceva. Trebuie să fiți atenți acolo la ce, nu știu, la. Poate că unii sunteți spirituali, sunteți neliniștiți, sunteți triști, ați aflat ceva adevăr sau simțiți că sunteți triști, simțiți că nu. Nimeni nu vă iubește, nu vă este bine, dar mai poate însemna și că poate plecați undeva și trebuie să faceți un vaccin. Sau simțiți pur și simplu că vă lipsește ceva. Uneori sunteți depresivi, vă simțiți că lipsește ceva. Sau plecați într-o călătorie unde trebuie să faceți un vaccin ca să nu vă bolmă lipsitoare sau ceva. Și asta se poate. Așa. În rest, doctor, vă văd că mergeți undeva la un doctor, unii aveți ceva. Da, aveți noroc. Deci, dacă aveți de făcut o operație, o tăietură, ceva, să știți că va fi bine.
Cam asta a fost pentru balanță. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.